Vladimir Putin a luat decizia. Răsturnare de situație. Vladimir Putin a numit un nou general pentru a conduce invazia din Ucraina. Acesta este supranumit măcelarul din Siria, iar vestea a fost confirmată de un oficial occidental. Sursa spune că Rusia are organizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, iar noul general numit la conducerea forțelor de aici are o vastă experiență în operațiunile de luptă din Siria. Potrivit sursei citate, noul comandant al districtului militar de sud al Rusiei este generalul Alexander Dvornikov, care va conduce acum invazia din Ucraina, transmite BBC. Președintele rus Vladimir Putin a numit un nou general pentru a conduce războiul din Ucraina, în timp ce armata s-aș schimbă planurile după eșecul de a cuceri Chievul, potrivit în care citează un oficial american și un oficial european. Mutarea semnalează o recunoaștere a Rusiei că lucrurile merg extrem de prost și că trebuie să facă ceva diferit, a declarat oficialul european. Vladimir Putin l-a ales pe acesta pentru a conduce ofensiva sa din estul Ucrainei, după ce în primele șase săptămâni dezastruoase ale invaziei Rusiei au murit mii de soldați ruși și au fost distruse zeci sau chiar sute de tankuri. Generalul Alexander Dvornikov, supranumit de unii măcelarul din Siria, a primit ordin de la Kremlin să cucerească întregul Danbas. Acest comandant are o vastă experiență în operațiunile rusești din Siria. Așa că ne așteptăm ca noua comandă și controlul în general al armatei rusești să se îmbunătățească, a declarat sursa. Din 2016, Dvornikov a supravegheat intervenția brutală a Rusiei în Orientul Mijlociu, care l-a ajutat pe președintele sirian Bashar al-Assad să-și zdrobească inamicii în războiul civil. În această perioadă au fost folosite arme chimice și atacuri aeriene nediscriminatorii soldate cu mii de victime civile. În plus, generalul în vârstă de 60 de ani este, de asemenea, considerat a fi omul din spatele atacului cu rachete de vineri asupra gării Kramatorsk, care a ucis cel puțin 52 de civili ucraineni care încercau să fugă spre vest. Noua numire a fost făcută în încercarea de a îmbunătăți coordonarea între diferitele unități, deoarece grupurile rusești au fost organizate și comandate anterior separat, a precizat oficialul.